Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vrei să fac linerul ăla cu breaking news pentru știrea următoare? Nu sau? E chiar breaking news, dar este despre cum să trăiești viața la intensitate maximă. Marele actor Michael Caine, care a împlinit 88 de anișori recent, a anunțat că se lasă în sfârșit de băutură. L-a convins soția lui. Să rămână doamnă. Am decis să trăiesc mai mult, a declarat el. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Michael Caine, un mare chefliu. Mă rog, acum a zis că îi place foarte mult de cei trei nepoții ai lui. Nu credea că o să aibă vreodată copii, nepoți, nu știu ce, și acum are trei nepoți și îi place mult să joace cu ei și vrea să trăiască mai mult. A trăit viața la intensitate maximă, cum spuneam, e recunoscut, mare chefliu. A avut chefuri monstru împreună cu bunii săi prieteni Peter O'Toole și Peter Finch, care e un actor australian. Jay Leno l-a întrebat la un moment dat: e vreun weekend cu totul nebun de care ți-amintești? Și Michael Caine a răspuns: e cel puțin un weekend total nebun de care nu mai amintesc nimic. La un moment dat zice că împreună cu Peter O'Toole s-a dus să ia cina la o cărciumă să mănânce și ca băieți, iar ultimul lucru de care își amintește era că mânca ouă cu cartofi prăjiți. După care s-a rupt filmul și s-a trezit într-un apartament care zice că era completamente străin. Și, mă rog, a reușit să se ridice în patru labe, s-a trezit și l-a întrebat și pe Peter O'Toole, l-a trezit pe Peter O'Toole și l-a întrebat: ce oră e? Lasă ora, a zis O'Toole, ce mama naibii de zi e? Și s-a apucat să investigeze, a rezultat că era 5 după masa, dar două zile mai târziu. Zile de care nu-și mai amintea absolut nimic. Practic, cam marea mahmură. Exact. O altă întâmplare zice că a avut loc în Irlanda, când Caine, O'Toole și Finch au vrut să bea ceva într-un pub, dacă tot erau pe acolo. Sete. Și patronul i-a refuzat, pentru că a zis că e trecut de ora închiderii. Și ăștia trei s-au înfuriat foarte tare și au completat pe loc un cec pentru patron, făcându-i ofertă de cumpărare. I-au zis: să-ți dăm banii ăștia, să cumpărăm cârciuma și dacă e a noastră, putem să bem. Și ăla a luat cecul, i-a lăsat să bea, dar n-a încasat niciodată banii. Și a păstrat cârciuma și zice că au rămas prieteni foarte buni. Și în fine, Caine, care, cum ziceam, băi, să ai atâtea întâmplări la 88 de ani, spune că într-o vreme rădea cam o sticlă de vodcă pe zi. Deci, slavă cerului că l-a salvat nevastă sa totuși. În fine, Caine a povestit cum atunci când a murit Peter O'Toole, prietenul lui bun, care era mai în vârstă ca el, el și amicul Finch s-au dus distruși, în sensul de erau și abțiguiți, nu doar triști, s-au dus la mormântare să-l îngroape pe Peter O'Toole, unde au început să suspine la ceremonia respectivă, unde avea loc, mă rog, slujba și așa mai departe, doar ca să le pice fisa după un timp că sunt la mormântarea greșită. Iar pe Peter O'Toole îl îngropau, de fapt, la vreo 100 de metri mai într-o parte, nu în locul respectiv. Ce să zic, îi așteptăm în România, avem și noi câteva locuri foarte primitoare din punctul ăsta de vedere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.